Expoziție de culori, forme care duc cu gândul la evoluție, armonie și echilibru. Toate aceste elemente se regăsesc la Centrul Cultural Aurele Stroie, în impresionantele lucrări semnate de Elisabeta Stănciulescu. Artista a expus în stațiunea Bușten 25 de picturi care aduc primăvara în sufletul tuturor celor care trec pragul expoziției. Lucrările care sunt realizate pe pânză, în ulei și acrilic pot fi admirate sau achiziționate până la finalul lunii aprilie. Lucrările din cadrul expoziției găzduite de Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni pot fi cumpărate, iar prețurile lor variază între 250 de lei și 1800 de lei. La Centrul Cultural din Bușteni avem de curând o expoziție, o expoziție foarte interesantă, aparținând de artistului plastic, Elisabeta Stănciulescu. Am vernisat-o de curând, este o expoziție cu tablouri foarte, foarte frumos lucrate, cu o cromatică deosebită și care, într-adevăr, ne aduce în suflet sentimentul primăverii, al dorinței de viață și de bucurie. Publicul din Bușten este așteptat și la sfârșitul săptămânii să participe la Centrul Cultural Aurel Stroie la două evenimente. Este vorba despre o lansare de carte a unui poet din stațiune și de un recital de percuție, susținut în cadrul stagiunii muzicale George Enescu o să avem o prezentare de carte, volumul Vecernie, aparținând lui Eugen Sera, un tânăr și talentat poet de aici din Bușteni, după care va urma un recital de percuție cu Doru Roman, iarăși o veche cunoștință noastră, un recital care sunt sigur că va fi urmărit de foarte mulți spectatori. Instituția de cultură mai găzduiește chiar în această seară un spectacol care va aduce buna dispoziție în rândul publicului. Studenții de la Universitatea Petrol și Gaze din Plot este vor juca piesa de teatru Hangița, o comedie semnată de Carlo Goldoni.